Voi începe prin a vă spune câteva cuvinte despre mine. Deși sunt un tip extrem de introvert și nimic nu mă face să mă simt mai vulnerabil decât a vorbi despre propria persoană. Însă în ultimii ani, una dintre mantrele pe care le repet foarte, foarte des e aceea care îmi spune curaj, Gáspár, curaj, Gáspár, așadar iată-mă. De profesie sunt psiholog clinician și psihoterapeut de familie și cuplu, ceea ce înseamnă că în viața de zi cu zi lucrez cu ceva foarte, foarte important, însă la modul cel mai serios invizibil. Și asta pentru că obiectul activităților mele este reprezentat de relațiile oamenilor. Lucrez cu acea legătură specială care se creează între părinți și copii, adică cu tot ceea ce înseamnă parenting. De asemenea și cu acea conexiune aparte care se naște între doi oameni care aleg să-și unească destinele și să parcurgă împreună călătoria anumită viață, adică cu relațiile de cuplu. Apoi mai sunt acele legături invizibile care există între un individ și diferitele sisteme de apartenență. Și aici gândiți-vă la familia de origine, la contextele profesionale și la multe alte comunități din care o persoană face parte. Și mai există o relație foarte importantă cu care lucrez, și anume acea legătură pe care oamenii o au cu ei înșiși. Felul în care ne raportăm față de propria persoană, la bine și la greu. Și atunci când particip la diferite evenimente sociale, așa cum ar fi conferințele, lansările de carte, manifestările științifice și mai rar petreceri, pentru că un introvert nu are ce să caute la petreceri, ne mai vorbim de faptul că foarte rar invită oamenii psihologi la petreceri, pe psihologii caută în altă parte, însă atunci când totuși particip la astfel de evenimente și ceilalți oameni află cu ce mă ocup, aproape de fiecare dată, fără excepții, mi se adresează următoarea întrebare. Cum poți să faci asta zi de zi? Cum de nu înnebunești ascultând atât de multe povești de viață, atât de multe dificultăți, atât de multe frici și anxietăți pe care oamenii le au? Și mai în glumă, mai în serios, mă uit în ochii interlocutorilor și le spun că nu aș băga mâna în foc, că din când în când o iau pe arătură și din cauza profesiei. Însă trebuie să recunosc că e parte din job description-ul meu, e un risc pe care mi l-am asumat. Și evident că de-a lungul acelor 13 ani de când practic această meserie și eu m-am întrebat ce mă motivează să fac asta zi de zi, să mă ocup de relațiile oamenilor. Și unul dintre răspunsurile la care am ajuns este acela că sunt o fire extrem, extrem de curioasă. Și vreau să vă spun că nivelul meu de curiozitate crește atât de mult încât dacă mă plimb seara pe stradă și undeva este lumina aprinsă, mi este foarte, foarte greu, sau dacă e să fiu foarte sincer, imposibil, să mă controlez, din a nu arunca o serie de priviri indiscrete pe ferestre pentru a vedea ce se întâmplă în acele locuințe. Deci atât de mare este nivelul meu de curiozitate. Și apropo de asta, anul trecut, undeva prin primăvară, am participat la o conferință de terapie a familiei în Olanda. Și nu știu câți dintre voi ați fost în Olanda. Însă pentru mine, acolo a fost raiul pe pământ. Și știți de ce? Pentru că aceia care nu ați fost, vreau să vă spun că în Olanda oamenii nu au perdele la ferestre. Draperiile sunt trase, ceea ce înseamnă că zi-noapte poți să vezi foarte, foarte bine ce se întâmplă. Transparența este totală. Și e foarte adevărat că, după câte am observat, olandezii sunt oameni foarte bine educați, nu au stat ca și mine să tragă cu ochiul la ce se întâmplă în locuințele oamenilor. Însă, cred că această curiozitate intrinsecă față de ceilalți oameni ne poate ajuta să descoperim care este sensul existenței noastre pe această planetă. Pentru că, din punctul meu de vedere, curiozitatea reprezintă acel combustibil psihologic de care avem nevoie pentru a construi poduri. Și discursul meu este despre astfel de poduri, despre podurile relaționale care ne pot ajuta să ajungem de la unii la ceilalți. Și în continuare aș vrea să vă spun povestea unui copil pe care l-am întâlnit în urmă cu câțiva ani și de care de-a lungul timpului m-am atașat destul de tare. E vorba de un copil crescut într-un mediu familial extrem de zbuciumat și căruia din punct de vedere clinic aș fi putut să-i pun toate etichetele posibile și imposibile din lume.
De la probleme de atenție și de concentrare, la tulburări de anxietate. De la fobie școlară, la tulburări de învățare. De la probleme de autocontrol emoțional și până la tulburări de comportament alimentar. Toate aceste criterii de diagnostic clinic le îndeplinea. Și dacă e să ne uităm puțin la background-ul relațional, la familia din care acest copil face parte, o să vedeți că nu este deloc surprinzător. S-a născut într-o familie de oameni buni și părinții lui, la fel ca tot românul, au pornit în viață cu foarte multe speranțe, cu foarte multe visuri, cu foarte multe idealuri. Doar că provocările vieții de adult au fost atât de grele, încât au fost nevoiți să vadă cum rând pe rând speranțele, visurile, idealurile se prăbușesc. Și pentru a face față suferinței, durerii și dezamăgirii, și-au găsit diferite strategii de supraviețuire. Tatăl acestui copil a început să consume din ce în ce mai mult alcool, până în momentul în care a devenit dependent. Și sigur că despre dependenți putem spune foarte multe lucruri rele. Însă eu, în calitate de psiholog clinician, știu foarte clar că adicția nu este niciodată o alegere. Adicția este răspunsul pe care psihicul nostru îl găsește în momentul în care durerea emoțională este copleșitoare. Pe de cealaltă parte, mama acestui copil a continuat să lupte câțiva ani de una singură, până în momentul în care a căzut pradă și ea tulburărilor de depresie și de anxietate. Și crescând într-un astfel de mediu, cu astfel de modele, evident că acest copil și-a imaginat că niciodată nu va reuși să ajungă mai departe decât au făcut-o părinții lui. Nu a crezut că va putea vreodată să-și transforme visurile în realitate. Și vreau să vă spun că, din punct de vedere financiar, această familie avea niște condiții atât de modeste, încât uneori iarna le era atât de frig, încât aproape că le înghețau sufletele. Alte ori, copilul nostru venea acasă de la școală și nici măcar nu avea după ce să bea apă. Și cu toate acestea, într-o familie atât de haotică, atât de complicată, erau două reguli pe care copilul nostru trebuia să le respecte cu strictețe. Și una dintre acestea se referea la educație, la școală. Indiferent că era obosit, că era bolnav, că nu avea chef, regula de a merge la școală nu era negociabilă. Și cealaltă regulă privea relația dintre el și sora lui. Pentru că trebuia să facă tot posibilul pentru a avea grijă de sora lui, pentru a o iubi cât mai mult posibil pe sora lui. Și imaginați-vă că atunci când mergea undeva în vizită, dacă primea o bucată de prăjitură sau o bucățică de ciocolată, știa foarte, foarte clar că acea bucată de prăjitură sau acea bucățică de ciocolată va trebui să o împartă cu sora lui. Din păcate însă, așa cum se întâmplă majoritatea familiilor în care resursele financiare sunt foarte modeste, și rezultatele școlare ale acestui copil erau foarte, foarte modeste. Și profesorii l-au amenințat de mai multe ori că va rămâne repetent. Din fericire, nu s-a întâmplat asta niciodată. Pentru că la cum îl știu de șubred din punct de vedere emoțional, cred că o astfel de experiență negativă l-ar fi făcut să se prăbușească complet din punct de vedere psihologic. Imaginați-vă că undeva prin clasa 8-a, la una dintre lucrările de control de la istorie, a luat nota 0,25, ceea ce înseamnă că nu a fost în stare nici măcar să copieze corect întrebările de pe tablă. Și profesoara de istorie i-a scăzut din acel punct din oficiu. Doar că la sfârșitul acelei ore, profesoara de istorie îl ia deoparte și, uitându-se direct în ochii lui, îi spune: băiete, dacă nu te vei pune la modul cel mai serios cu burta pe carte, praful se va alege de tine. Și e foarte adevărat că sunt niște cuvinte grele pentru un copil de nici 14 ani. Însă respectul cu care i-a vorbit această profesoară, empatia de care a dat ea dovadă, l-a făcut pe copilul nostru să simtă că această persoană are o curiozitate față de starea lui de bine. Și știți ce a făcut? A mers acasă, s-a pus cu burta pe carte și a învățat lecția la istorie ca pe tatăl nostru. La următoarea oră de istorie, intră profesoara în clasă, copilul ridică mâna și cere să fie ascultat. Și recită lecția la istorie ca pe o poezie.
Profesoara îi spune, ok, poți să te așezi, bravo, ai învățat lecția foarte, foarte bine și ai fi meritat nota 10. Însă din cauza faptului că tot anul nu ai învățat, îți voi da doar nota 7. Evident că copilul nostru s-a revoltat, s-a îmbufnat, era furios, era dezamăgit. Însă încă o dată, pentru că această profesoară i-a vorbit cu foarte multă empatie și cu foarte mult respect, asta l-a motivat să învețe în continuare. Și din fericire a mai învățat și la alte materii, în așa fel încât a terminat cu bine clasa 8-a și a intrat la un liceu suficient de bun. Acolo unde întâmplarea, divinitatea, universul, destinul depinde de forța superioară în care credem, au făcut ca noua profesoară de istorie să-l simpatizeze de asemenea. Doar că de această dată a fost văzut și de către profesoara de limba română. Și din dorința de a părea cât mai interesant pentru aceste două profesoare de care se îndrăgostise, a început să învețe din ce în ce mai bine la istorie și la română. Doar că la un moment dat undeva prin clasa 10-a, intră profesoara de limba română în clasă și le dă o lucrare de control, una din aceea fulger. Și fix în acea zi, copilul nostru nu s-a pregătit. Avea de analizat poezia Lacul, a lui Mihai Eminescu. Și a fost extrem de nemulțumit, extrem de dezamăgit de faptul că fix atunci când nu a învățat, a avut de completat, de făcut acea analiză a poeziei Lacul. Ceea ce l-a făcut să se simtă din nou dezamăgit. La următoarea oră însă de limba română, vine profesora în clasă și le împarte lucrările. Și elevul nostru constată ceva cu surprindere, moment în care ridică mâna și cere să vorbească cu profesoara. Și spune, doamna profesoară, cred că s-a produs o greșeală, deoarece pe lucrarea mea apare nota 10 și știu sigur că nu meritam această notă. Moment în care profesoara de limba română se uită în ochii lui și spune, da, meritai nota 7. Însă pentru că ai învățat tot anul, am ales să-ți dau nota maximă. Începând din acel moment, copilul nostru a realizat că în această lume există o lege a compensării și a bunătății. Și în vacanța de vară dintre clasa 10 și clasa 11 și-a promis că va face tot posibilul pentru a ajunge cât mai departe în viață. Pentru a-și transforma visurile în realitate și nu doar de dragul lui, ci și de dragul părinților săi. Zi și făcut. A continuat să învețe din ce în ce mai bine și a terminat liceul cu rezultate foarte bune. A făcut și o facultate. Și în ciuda faptului că nici în prezent nu vorbește foarte corect limba română și a uitat nenumărate date istorice din cele pe care le-a învățat, astăzi este alături de voi și vă vorbește pe scena TEDxBaiaMare. Mulțumesc, sunteți foarte, foarte generoși. Astfel, cred că ceea ce mă motivează să ascult atât de multe povești de viață zi de zi și credeți-mă că aceste povești de viață au scenarii negative, pentru că nimeni nu vine la terapie atunci când este bine. Însă curiozitatea mea este menținută vie de faptul că și eu am avut o copilărie zbuciumată, că și eu cunosc gustul amar al unei inimi strivite, că și eu știu ce înseamnă o viață lipsită de sens și de speranță. Însă doar atunci când ne vom recunoaște propriile vulnerabilități și ne vom asuma pasajele dificile din povestea vieții, doar atunci vom reuși să le facem loc și celorlalți în universul nostru interior. Pentru că a le face loc celorlalți în universul nostru interior înseamnă a face puțină ordine în lumea noastră psihologică. Și a face puțină ordine în lumea noastră psihologică ne oferă după aceea posibilitatea de a ne deschide mințile și inima pentru a construi aceste poduri emoționale care ne vor ajunge să ajungem la o altă ființă umană, care ne vor ajuta să ajungem la o altă ființă umană. O ființă umană căreia pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp va trebui să-i facem loc în casa sufletului nostru. Pentru că noi toți avem nevoie să știm că nu suntem singuri, mai ales atunci când suntem în suferință. Pentru că suferința
trăită în singurătate este sfâșietoare. Însă suferința trăită în prezența unei persoane de încredere este transformatoare. Pentru că noi oamenii suntem configurați neurobiologic pentru a trăi în relații. Ceea ce înseamnă că ființa umană se naște dintr-o relație, este rănită într-o relație și se vindecă printr-o relație. Și studiile recente vin și ne confirmă acest punct de vedere. Am citit de curând un studiu de meta-analiză, ceea ce înseamnă că cercetătorii au adunat rezultatele multor altor cercetări pentru a trasa niște concluzii generale. Și acest studiu de meta-analiză ne arată următorul lucru. În zilele noastre, riscul pentru mortalitatea prematură crește cu 5% din cauza poluării aerului, cu 20% din cauza obezității, cu 30% din cauza consumului exagerat de alcool. Și cu 45% riscul pentru o moarte prematură crește din cauza faptului că ne-am pierdut legăturile interpersonale, că trăim în singurătate. Ceea ce înseamnă că de calitatea relațiilor noastre depinde nu doar calitatea, ci și durata vieții noastre. Și cred că în România secolului 21, dacă ne dorim ca țara noastră să devină un mediu mai bun, va trebui să îndrăznim să trecem cu toții astfel de poduri emoționale. Iar cheia de acces este empatia. Pentru că avem nevoie de o curiozitate ghidată de empatie. Deoarece cealaltă formă de curiozitate poate fi extrem de toxică și de nocivă. Iar curiozitatea ghidată de empatie vine de fiecare dată cu următoarele mesaje. Și eu am avut momente dificile, și eu am gânduri negre, și eu greșesc, și eu trăiesc ceea ce simți tu în acest moment. Și momentul în care vom îndrăzni să ne deschidem inimile pentru a găsi empatia față de noi înșine și față de ceilalți, cred că în momentul respectiv vom reuși să găsim ceea ce căutăm în această viață, și anume fericirea. Pentru că este foarte adevărat că în zilele noastre, noi românii, am uitat să mai fim umani unii cu ceilalți. Însă cred foarte mult în faptul că amintirea umanității noastre nu ne va abandona niciodată. Și pentru că îmi doresc o Românie mai bună. Și pentru că am înțeles cât de important este să ne regăsim unii pe ceilalți. Și pentru că mâine este 24 noiembrie. Înainte de a încheia, aș mai vrea să vă spun doar atât. În ciuda faptului că sunt introvert, și eu voi merge mâine la vot. Mulțumesc și apreciez atenția acordată.